Gravitația. Pe noi bărbați. Da. Colagenul are mai multe beneficii. Ne vorbește Mădălina alături de specialist despre ele. Să vedem la ce ne ajută Sfântul Colagen, care de ceva timp, trebuie să recunoașteți, este la super modă. Bună dimineața! Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor! Organismul tinde să producă mai puțin colagen odată cu înaintarea în vârstă. Discutăm în această dimineață cu medicul dermatolog Viviana Iordache. Bună dimineața! Bună dimineața! Să explicăm un pic înainte de toate ce este colagenul. Colagenul este o structură proteică creată de propriul organism cu rol în primul rând de a susține. De exemplu, la nivelul pielii, el susține pielea astfel încât ne ferește mecanic de ruptură și de agresiunea factorilor externi. Vorbim de foarte multe ori despre elasticitatea pielii. Acesta este lucrul care, pe care îl menționăm de fiecare dată. Da, îl menționăm, să zicem așa, greșit, pentru că, de fapt, fibrele de elastină care dau elasticitatea sunt structuri diferite și care, din păcate, se pierd irreversibil cu vârsta. Deci colagenul trebuie neapărat ținut bine, să-i spunem așa, pentru că după o anumită perioadă el rămâne singurul suport. Dar este nevoie să luăm suplimente? Depinde de dietă, depinde de vârstă și de modul de viață. Persoanele care se expun la temperaturi variabile și persoanele care stau, să-i spunem așa, cu o dietă mai puțin proteică, persoanele care pur și simplu doresc să mențină un colagen bun, trebuie să ia suplimente pro-colagen. Dar altfel reușim să le luăm din alimente. Din ce alimente? În primul rând, din alimentele de origine proteică, deci cele care conțin proteine, respectiv carnea. Sunt și din legume, de exemplu, ciupercile au cantități mari de proteine, tot ce conține proteină multă. Sunt și lucruri pe care e bine să le suplimentăm. Un exemplu clasic este acidul ortosilicic, care, din păcate, nu e așa de ușor de procurat alimentar și atunci există o variantă mult mai bună să-l aducem pur și simplu în pastilă. În schimb, generatorul de colagen sub formă de aminoacid sau de masă proteică sau de colagen în sine e mai puțin important decât un regim alimentar echilibrat. Mai ales că alimentația noastră este diferită în funcție de anotimp. Vara mâncăm alte lucruri comparativ cu momentul în care temperaturile încep să scadă. Este corect. O parte din vitaminele care intră și ele în sinteza colagenului, vă dau exemplu clasic cu vitamina C, vara se găsesc mai ușor pentru că mâncăm mai multe fructe și legume proaspete. Dar este același lucru dacă ne luăm aportul de vitamina C din alimente sau dacă luăm medicamente? Vitamina C efervescentă, de exemplu. Nu este foarte important, pentru că noi, în afară de formulele retard, vitamina C obișnuită, fie din medicamente, fie din alimente, ce este peste un gram se elimină renal. Deci noi suntem făcuți să nu ne putem intoxica cu ea. Așa că dacă nu avem un motiv acut pentru care să luăm vitamina C, suplimentele sunt necesare doar dacă nu mâncăm proaspăt. Și care este momentul în care trebuie să ne dăm seama că ar trebui să luăm un supliment sau că ar trebui să avem o alimentație mult mai bogată? Depinde de gene, deci trebuie să ne uităm la înaintașii noștri, depinde de modul de viață și uneori de problemele asociate. Pentru că sunt persoane care au nevoie de stimulator și de generator de colagen suplimentar, chiar dacă sunt foarte tinere. De exemplu, persoanele care au cicatrici de acne sau cicatrici post-chirurgicale sau orice fel de alte cicatrici, persoanele care prezintă vergeturi, persoanele care au un mod de viață mai prost, chiar dacă sunt tinere, dacă fac saune, chiar de la 20 de ani trebuie să ia generator de colagen și nu numai acid ortosilicic, dar trebuie să și mănânce corect. Pentru că menționați de cicatricile post-acne, pe final, ne ajută acele creme cu colagen? Cremele cu colagen nu au niciun fel de legătură cu colagenul nativ. Deci cremele cu colagen au colagen de origine animală, de obicei de vacă, al cărui scop în produsele cosmetice, indiferent de forma lor, că sunt fiole, că sunt creme, că sunt loțiuni, sunt o hidratare mai mare a pielii prin faptul că fac ocluzie. Deci e ca și cum ai pune o folie peste solar ca picăturile de apă condensate să se întoarcă în solul din care au plecat. Deci ele au scop în hidratare, ele nu se folosesc în aceste condiții, ele se folosesc la persoanele cu piele foarte uscată, la persoanele cu xeroză, la persoanele cu deshidratare cutanată.
Vă mulțumim foarte mult pentru informații. Cam acestea sunt detaliile de aici, băieți, înapoi la voi. Care va să zică, noi luăm colagenul din cremă de la un animaluț și îl lăsăm fără colagen pe el? De la ce animal luăm colagenul? De la râme. Râmele are colagen? Ce elastice sunt? N-are, mă, melci am văzut care. Păi tot din familia aia. Da. Care se întinde și se strânge tot timpul. Ia să aflăm până mâine ce animal rămâne fără colagen din cauza că noi luăm colagen. De ce nu mulgem omul de colagen? Hai, nu te coti, dai drum.